Scumpirile din ultimele 12 luni au afectat puternic buzunarele românilor. Atât prețurile alimentelor, cât și cele ale serviciilor existente pe piață s-au aflat pe o pantă ascendentă. De pildă, la tarabe, românii care doresc să cumpere legume sau fructe proaspete trebuie să plătească un preț dublu față de primăvara anului trecut. În ultimele 12 luni, buzunarele românilor au fost afectate de prețurile tot mai mari la alimente și servicii. De exemplu, persoanele care merg să își achiziționeze produse de la tarabă, mai cu seama legume și fructe, sunt puse în situația de a plăti dublu. Românii care merg în piață pentru a face cumpărături trebuie să se aștepte la prețuri ridicate. Prețul unei simple salate ajunge la 5 lei, pe când o legătură de ceapă ajunge la 3 lei. Iar cei care vor să adauge și ridic în salată trebuie să plătească 3 lei. Pentru un snop. Cel puțin acesta este prețul pentru legumele care vin din partea importatorilor. Acum însă prețul va scădea pentru că apar cele românești. Pe de altă parte, o legătură de pătrunjel costă 2 lei, iar un kilogram de ardei ajunge la prețul de 28 lei. Legumele și fructele aduse din import au prețuri mai ridicate, iar de-a lungul ultimilor 2 ani prețurile au oscilat. De pildă, dacă în anul 2021 o salată costa 2 lei și 50 de bani, acum prețul ei în piață este dublu. Acest lucru se poate observa și în cazul legăturilor de mărar și pătrunjel. Un kilogram de cartofi poate fi cumpărat cu 4 lei, arată observatornews.ro.